Reprezentanții Festivalului Mamaia Copiilor au selectat 44 de copii din județul nostru pentru a participa la cel mai important festival de gen. Dintre aceștia, 20 au excelat la secțiunea de muzică ușoară la care preselecțiile s-au ținut ieri. Alegem copiii care sunt cei mai buni, cei mai în formă. Ei urmează după aceea, mă refer la muzică ușoară, să intre într-o altă etapă, aceea a televiziunii, în care ei vor apărea în 4 centre importante ale televiziunii naționale, Cluj, Iași, Craiova și București, acolo unde în condiții de spectacol, îmbrăcăminte, cântate, emoții și așa mai departe, cum se întâmplă la televiziune, fiecare trebuie să dea întreaga măsură a talentului său. Doar cei care vor trece de aceste probe vor urca pe scena Festivalului Mamaia Copiilor din luna iulie. În cadrul preselecțiilor pentru secțiunea de folclor au fost selectați 25 de copii talentați din județul nostru. Copiii vor participa direct la festivalul de la Mamaia, ce va avea loc în luna septembrie. Tu cum te numești și ce vârstă? Flora Florina Cosmina și fac 11 ani. Și la ce concurs vrei tu să participi? La Festivalul Verii din Mamaia. Pentru ce secțiune? Muzică populară. E prima dată când particip la acest concurs? Da. Dar la alte concursuri ai mai participat? Nu. Nu. Deci e primul concurs din cariera ta, să spunem. Da, am mai fost la emisiuni. Crezi că ești pregătită? Ai emoții? Foarte puține. Deoarece am repetat. Preselecțiile pentru Festivalul Mamaia Copiilor au fost organizate în premieră în acest an și la Gorj. Anul trecut, copiii gorjeni au fost nevoiți să meargă la Craiova pentru probe.